Salutare dragi prieteni, am revenit la un nou videoclip pe acest canal. Aici avem femeiuța cu cei 8 puișori care s-au învățat și țâbina din adăpătoarea cu niplu. Am încercat să le fac astăzi curat, dar a fost prea înghețat aici și n-am putut trage tot. Le-am dat niște fân, sunt foarte grași, musculașe. Văd că ăsta e agresiv. Sunt foarte buni musculașe, sunt de vânzare. Și acesta. Dacă nu o să-i vând, o să-i sacrific. Trebuie să le mai dau mâncare. Mai departe avem mascul de urea german care s-a îngrășat foarte bine, i-am făcut astăzi curat. Văd că și-a mai făcut nevoile aici într-o cap mâncare, are mâncare acolo, s-a îngrășat foarte bine, are fân, i-am pus paie. Mai departe am o femeluță foarte frumoasă și ea. Ia uitați, este de vânzare. Hrănit foarte bine. Revenim și la femeie la cei 8 puișori. Ia uitați, aici au și fân. Puișorii foarte frumoși. 3 femeile și 5 masculași. Un masculaș este oprit, adică acesta este. Nu contează cât de mare se va face, dar o să-l țin. Opa. Acesta. Uitați, acesta conține urechiușile. Cred că este o femeluță aceasta. Acesta este mascul. Au și acolo o mâncărică. Foarte mari. Pe 24 fac o lună. Și ultimul iepure este o femeie de uraș german care o să o scoatem imediat pe masă. Foarte frumoasă, ia uitați-o. O să vă spun și părinții ei. Ia uitați-o. Foarte mare, ia mare și acolo mâncare. Am mai pus așternut. Ia uitați-o, pun pe pauză și revin. Am revenit și cu femela. Femelă mare, masivă. Blana a revenit la loc, cum vedeți, este închisă. Ia uitați-o. Femelă superbă. Ca tată Mihai Blaga și ca mamă Dumitru Pudiu. Femelă foarte frumoasă. Este pe data de 24 iunie. Are 9 luni aproape. Femeie superbă, mare. O să o mai las și după o să o montez. Montez una viitoare, martie, când se va mai încălzi. Picior gros, musculatură pe ea foarte bine. Ia uitați, foarte frumoasă. Femeiuța face un an în iunie, mai are de trăit foarte mult. Dacă va scoate pui bunișori, adică foarte bun pui, dacă va scoate, o să ne mai achiziționez încă un mascul și o femeie. Foarte frumoasă femeia. Cam atât și cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați un like, să vă abonați. Și noi ne revedem data viitoare la un nou video. La revedere!